A venit la balcon și a început să lată. Și mă vede pe mâine acolo, dăduind așa. Nu cred! Ia cana. Mai tare, mai tare! Îmi spărgeau baloanele, nu mă ascultau. Mă puneau să mă desprac! Domnul Ioch, ce faceți? Bine. Mă bucur că ești bine. E nouă zi. Ieri a fost o zi cam greuță pentru toată lumea și am fost cam dur cu colegii mei, dar astăzi îmi propun să fiu mai drăguț. Mă gândesc cum să-mi dreg greșelile. Hai să vedem ce facem. Colegul meu de cameră, de Instu ești? Uite, m-am trezit și vreau să spun că îmi pare rău dacă te-am stresat ieri sau că am fost prea dur cu tine. N-am fost cam rău ieri cu voi, mi se pare. Am fost rău. Eu cred că ai fost la fel. Pe voi la fel de fashion și de șmeche și-o luat de... Și-o luat-o în cap. Uite, dacă toți suntem noi băiții aici, ce ar putea să facem? Facem ceva pentru fete? Mâncare. Mâncare? Hai, cum vreți să eu, uite, asta să facem mâncare pentru fete, mi se pare o idee bună, numai că nu aș vrea să-i fac surorii mele, că... Hai să le facem mâncare ca lumea. Facem un platou mare, da. Și le ducem. Da. Ok, și vedem, le trezim, dar vreau să fie ceva mai fancy, așa, nu ce mănâncăm fiecare dimineață. Și ce înseamnă ceva mai fancy? Știu eu. Vreau să-l văd. Niște somon, chestii. Somon, avocado, ceva sandwich, da. Prăjit în tigaie, faină. Bine, dar voi gătiți și eu duc platourile. Dacă eu vrei să arg bucătăria, asta credeam și eu. Acum mai facem Cezarei ouă, ochiuri cu bacon. Pentru că știu că îi plac. Și Vlad o să-i facă un sandwich prăjit, nu? Da. Hai. Opa. Două ouțe. Denis, ai mai gătit vreodată în viața ta? Da, și nu cu ulei de măsline. Nu se observă. Deci mulțumim de ce este acolo, vezi? Da, trust the process. Da. Este omletă mai mult, dar e ok. Haideți să vă arăt eu cum se face. Prăjește bacon-ul ăla și eu fac niște sandwich-uri cum n-ați mai putut. Eu o să-i ajut moral, o să-i susțin și o să mănânc din ce-i asta. Ce-i asta? Tu ar trebui să știi că tu ești ierbivor. Nu știu, eu am văzut că e verde și am început să mănânc. Vlad, tu ai fost la șef la cuțite și totodată șef culinar. Dacă mă gândesc bine, da, doar că faza e că am fost să fac show, nu mâncare. Mai trebuie bacon. Hai măcar să punem și un puțin barbecue pe aici. Da, e chili de-a dreptul. E barbecue, măi. Okay. Barbecue de la, okay. De la Lidl. Sfâr. Haide, că eu nu pot să zic sfâr. O roșie, o ceapă. Da, urmește. Urmește. Cu ce instrument tai această roșie? Dar ce cuțit e ăsta? De ce? De roșii? Nu știu. Nu știu, dar este minunat. Ia uite. Cum se aprinde la casă? Bravo, Denis. Ia uite. Lăsăm puțin să se încălcească tigaia și punem face acest unt suculent. Asistentul ce ai făcut? Ți-ai bătut joc de munca ta, efectiv. Nu, bă. Ba da, uite ce-ai făcut, bro. Na. Oh. Asta din sejur de 7 stele, asta vezi la un motel de 2. E nebun. Bravo. Upsii, dupla 2, te-ai la montaj. Ce bine mă descurc, nu-i așa din prima. Din prima am făcut. First try. Așa îmi face creierul după 7 zile în basaus cu ei. Așa se topește. Pentru un motiv anume, dacă tai pâinea pe diagonală, este mult mai sexy și mai bună la gust, dar nu știu de ce. Și se pune pâinea la prăjit. Cu iubire și milă. Desert tiramisu, făcut chiar de noi în casă. Peste această frumusețe de pâine o să radem puțin parmesan. Au, cum sfârie! Italia, bella! Continuă. Poftă bună, fetelor! Pe lângă faptul că sunt o susținere morală pentru acești doi prieteni ai mei, sunt și un frate bun pentru că eu o să gătesc cel mai bine. Fii atent, iau asta. O desfacem. Punem în chestia asta de aici. Oh, da. This is the piece! Curge! Da, bine, a curs un pic pe acolo, dar se mai întâmplă niște accidente în bucătărie. Asta este micul dejun al surorii mele. Sper să-i placă că am mulți bun. Luăm acest somon, oh my god, ce bine arată. Luăm pesto puțin și punem peste somon. Oh my god, oh my god, ce avem aici? Nu, n-aveți idee cât de bun e asta. Auzi, Vlad, dar sigur ai pus în ordinea potrivită? Vine somon,
cașcaval, după aia pesto? Nu contează ordinea, contează gustul. Acum am nevoie de bacon. Punem un prosciutto crudo aici. Mi-aș dori să pun puțin chili, care merge peste orice. Nu, e gata, nu e gata. Dar uite, asta eu nu suport la o mâncare sau un sandwich, când are prea multe ingrediente și dă pe afară. Păi dă pe afară pentru că e de bogați. Tu e sărac. Eu zic că suntem pregătiți să ducem acest mic dejun acest perfect. Festin. Acest festin, fetelor, sunteți gata? Și hai să zicem și ceva suc. Ar fi amuzant să car eu asta. Da. Ok. Eu car asta. Și ia pâinile lor. Eu zic să imortalizăm acest moment cu o poză pe telefon. Hai. Zi prosciutto! Prosciutto! Prima dată mergem la șefa casei ca să o tratăm cum se cuvine. Hey. Yasmina! Bună dimineața! Yasmina! Hey! Yasmina! Odată în viața mea îi fac și o surpriză frumoasă. Îi aduc, uite-te ce platou și nu e aici. Bună dimineața! Hai, mic dejun la pas! Da? Bună dimineața! Mi-am trezut la 5 și mi-am făcut de mâncare! Nu cred! Ia Hana! Vă vezi că n-are am de dispenser, loc. Dacă vreți eu să stau... E pentru toate, nu? Da! Vreau să vă spun că... Păi așa să fiu și fac casă în fiecare zi, sincer! E foarte mișto! Da. Și vă jur că în momentul în care sandwich-ul e tăiat așa pare mult mai gustos, da. Nu știu de ce. E ceva psihologic! Asta zic și el! Niciodată pe vertical, gen, nu, niciodată pe orizontal, trebuie mereu tăiat așa, triunghiul. Vezi că curge! Ce sos e ăsta? Sweet chili. Mm-hmm. Te-ai gândit tu că e bine să pui, nu? Băi, e bun, vrei stimin? Chiar e țeavă. Vreau mănâncă fasole, hai clau. Stai, ce e acolo? Fasole! Și lângă? Fără parmezan. Și ce e aia galbenă? Încearcă să mă păcălească sora mea de mic, ia uite-o. E somon. Yasmina, ce e acolo? E fasole cu somon? Da. Nu! Nu! Vreau să vă spun că îmi pare rău, fetelor, că ieri am fost cam strict cu voi și astăzi am vrut să fiu mai bun. Hai îmbrățișare de grup. Păi, da, nu! Pentru că băieții au făcut un gest foarte frumos de dimineață și ne-au adus micul dejun la pat, m-am gândit că astăzi să facem un mukbang. Nu de altă, dar să mănânce și ei, nu? Haideți să vă prezint ce avem aici. Începem de la stânga la dreapta. Pizza cu pepperoni și jalapenos, cartofi prăjiți, cum mănâncă tot românul. Aici avem fructe și legume, asta va mânca nimeni altul decât Claudischi, pentru că el săracul nu are ce altceva să mănânce la mukbang. Iar pentru desert am pregătit niște marshmallows. Poate facem și un challenge în care vedem cine poate să ține cele mai multe marshmallows în gură și să vorbească în continuare. Cred că suntem gata să-i chemăm și pe ceilalți. I-am adus și pe ceilalți membri Buzz House, suntem cu toții pregătiți să mâncăm. Voi foame, guys? Da! Sper că n-ați mâncat foarte mult de dimineață, pentru că trebuie să... Păi n-am mâncat deloc, am stat să vă facem vouă o mâncare. Da. Eu sunt prima, dar mi-alegeți voi mâncarea, în afară de pizza care e carne. Ok? Nu! Eu voiam fiul ăla! Vrei să-ți... Nu mâncați mâncare, evident, e singurul lucru pe care pot să mănânc de aici. A, și ce înseamnă? Că dacă tu mănânci fructe și legume, eu n-am voie să mănânc fructe și legume. Dar nu morcov, sau nu... Sharing is caring. Alexa, spune-mi un lucru funny care ți s-a întâmplat la un concert. Dansam alături de artist care era pe scenă. Scena era înaltă de 2 metri. Ai căzut. El cânta playback, iar eu din greșeală, în coreografie, i-am dat cu cotul peste microfon, care a căzut de pe scenă. Oh my god! Ce ați face voi în situația asta? Uite, te pe tine, că tu n-ai mai fost pe scenă. Aș concedia-o. Nu, în momentul ăla în care tu nu mai ai microfon, dar ai playback-ul. M-aș preface cam headset. Aș face dare. Știi ce zic? Bun, Claudischi, ce o să mănânci? Da. Și stai spunem cea mai penibilă experiență cu o fană. Sunt o groază, dar mi-a venit o poveste acum în cap. Mai mănâncă. Mi-am dat un date la hotel, la munte, cu fata asta, să mergem la ea în cameră, wink-wink. Numai că, poate asta dădea un părinci în cameră și am întrebat-o. Bă, e ok să mergem acolo, că poate vin peste noi, vreau, și a zis, nu, nicio problemă. Și-am intrat în cameră și avea cel mai dăgălaș cățeluș acolo, zătea așa un mini coteș, l-am îngriat, l-am iubit, după aceea m-am zis să vorbesc cu fata asta. În jumătate de oră, aut. Să moare, tansă. Eu am oamenii la ușa acolo,
Că m-am panicat, știi, și a zis, du-te pe balcon, du-te pe balcon, ascunde-te. Nu aveam voie să vreau. Și m-am dus la balcon, în tricou, și ninja aia, filmul, stăteam așa, dâgdâiam, și au auzit cum intră mama în cameră, vorbește cu ea, bă, și al treia cu câine. O punea? Câinele ăsta, nezimțit, a venit la balcon și a început să lată. Păi, la balcon, și vine mama, ce se întâmplă, puiuțule? Și mă vede pe mâine acolo, dâdâind așa, zice, oh, bine, văd că ai treabă, o să mă întorc mai încolo. Și m-am băgat în pământ de rușine, și n-am putut să mai stau cu fața aia, m-am dus acasă. Wow, bun, bun, ce trist. Da. Da. No cap. Descrie primul tău sărut. Mamă, primul sărut? Vârsta, unde? Deci, și eu eram la tipul ăsta acasă, nu știu ce. Și de este că aveam 14 ani și nu a fost prea drăguț pentru că asemenea lui Claudiu zice, bă, sigur e ok, adică nu vă pune și bana mea, bă, ai lui nu știau că sunt acasă la el, ai mei nu știau că sunt acasă la el, mă rog, un haos foarte mare. Într-o secundă de nefericire vine bunicul lui și mă găsește pe mine. Și nu a fost prea drăguț pentru că a trebuit să stau cu bunicul lui, pentru că tipul a trebuit să plece, să-i anunțe pe părinții lui că eu sună el acasă, că bunicul lui voia să... Mă rog. Unde v-ați sărutat? A fost foarte greu să ajung să-l sărut pe băiatul ăla, pentru că stătea cu bunicul lui, care îmi povestea de cum a făcut el ceva prin război și nu știu ce naiba s-a întâmplat acolo. Chiar a fost bine, pentru primul sărut chiar a fost bun. Ce făceai înainte să fii TikToker? Ce job aveai? Am făcut mai multe lucruri, am fost ospătar și totodată am fost animator pentru copii. Mergeam la petreceri. Umfram paloane, știu să fac chestii din paloane. Nu cred! Da, dar să le faci și nouă. Sunt multitalent, știu. Nu cred. Păi asta. Și de la ce vârstă ai lucrat? 16 ani. Wow! Bravo, și acum câți ani ai? 20. Aha, și trecem mai departe, vreau să vă povestesc ceva. Mergeam la o grămadă de copii. Adică mă trăgeau de coadă, la propriu aveam coadă. Mă trăgeau de coadă, îmi spărgeau baloanele, nu mă ascultau. Mă puneau să mă desprac! Da, și ăsta a fost primul meu job. Impresionant! Bravo! Iasmina, spune-ne cu ce persoană publică ai vrea să ai un zbor de 10 ore și de ce? Dorian Popa. De ce? Pentru că nu m-aș plictisi niciodată. Cu siguranță nu mi s-ar face somn. Omul, pardon, ar vorbi în continuu. Și cumva ar trece timpul foarte repede. A spus Ionuțul, i-am decolat, a spus Ionuțul, e ciocănim spre Elin. Poate îmi dă un pont ceva, cum să fac mai mulți bani în viață, chestii de genul. Doream Popa, cu siguranță, nu m-aș plictisi 10 ore. Și astăzi Denis a comis-o rău. Dar eu, în locul lui Claudiu, deci eu am dovadă pe filmare, cum ea a dat în mine. Da, de data asta a fost vina mea. Iar ai dat, de data asta a fost vina ta? De data asta a fost vina mea. Acum când ești filmată, recunoști, nu? De data asta a fost vina mea. Nu, sunt fetele mari, Lina. A dat acum. Dacă e filmată, gata, imediat ai dreptate, dar dacă nu e filmată... Care este cea mai jenantă amintire a ta din copilărie? Am spart o fungă de pufuleț în curtea școlii și a venit doamna de serviciu și m-a umilit. Și mi-a pus mătura în mână și erau toți că lângă mine și eu studiam cu fuleț. Și de atunci mi-a rămas pentru un an corect la doamna de șervici. Păi săracu! De ce râdeți producția, mă? Și-a rămas traumatizat. Săracu e frustrat, are sechele, e traumatizat și nu-l râde mereu. Deci să nu cumva să-l pune să strângă ceva cu mătura, că deja începe și aduce aminte. Fiere, dacă Denis o supă Iasmina, face așa cu mătura. Mai știi? Mai știi? Așa de miști, gen ca un caracter. Și ca să înaintezi, te pui pe ăsta și dai în față și atac. Trebuie să fie... Nu! Denis! Denis, lasă-mă! Deja m-ai rupt o unghie, nu mă omor! Așa se bat ultimii mei doi neuroni în cap. Uite așa. Bă! Bă! Aici, cu mine, că sensibil! Bine ați venit la sala de jocuri interactive Buzz House, eu sunt aici cu colegul meu. Uite, jur, zici că suntem gen din Stranger Things. Cât de cool. Ideea este că ne aflăm aici la Buzz Arcade. Și astăzi o să le dăm în cap băieților, eu o să scoată capul prin bile și noi o să-i izbim, o să-i distrugem. Hai, capul jos! Bacă-te acum! Gata? Hai, 3, 2, 1 și... Ce
Lei bine, uite acolo, acolo. Mi-a dat pas! Mamă, cum a ieșit ăsta? Cât de repede ești? Oh! Claudiu, mai mult timing! Eu stau cu Claudiu, să ai plat. Doamne, cât e de cald! Dați căldura asta mai încet, nu mai suport! Vă rog eu mult, cred că astăzi au fost 50.000 de grade, vreau ceva să mă răcoresc, vă rog eu mult! Mă topesc ca și o înghețată. O înghețată, asta e. Ar mere una, nu? Mi-a duceam de la gelatelii. Gelati. Si, da, ragazza. Da. Si, allora. Hai să luăm înghețata. Chiar avem mergem mult, să ne... Băieți, mă ridicați și pe mine? Le, hai să ne răcorim alea, că e serioasă treaba, murim aici. Vreau înghețata neapărat. Eu vreau asta. Josh. Cu vanilie și mai e și bio. Ce vrei mai mult? Raspberry sorbet, v-am spus. Oh, fac și înghețata vegană, bun. Mamă, chiar arată bine a ta. Vrei? Vrei, vrei? De care vrei? Nu-ți dau. Forță. Ok, ce facem? Josh? Mamă, ce faceți mai aici? M-au înghețată și pe mine m-a lăsat pe căldura asta aici singur. De care vrei? Bagă. Cu ce e asta? S-a dat cu final. Cioco. Ce facem de seară? Uite că știți că mie îmi place să dau pedepse. Mamă, deci mai înnebunit. Gradule, mai înnebunit, mă. Ce? Sau provocări. E duminică, mai potolește-te. Uite, e păcat. Vreau să dau o provocare de duminică. Cum să mergem la biserică? Sfântă. Ia, ia. Alb. Tu, înghețata tata unde? A, păi... E galben, galben, frate, galben. E galben. Eu aveam am asta. Am mâncat. Eu aveam asta, dar Iasmina a dat un fail. O să vedeți, uite asta. Asta? Da. Uite la ce m-am gândit eu, diseară, la petrecerea Oldies, vreau să vă îmbrăcați în culorile înghețatei pe care ați mâncat-o. Roz. În sorbet. Sorbet. Îmbraci în sorbet, te rog frumos. Să te faci tu sorbet, băi. Da. Și unde ne vedem, în fața aici? Hai, ne vedem în 20 de minute în față. În 20 de minute. Atât de rapid. Dar ce aveți de făcut? Trebuie să mă pregătesc. Să ne machiem, să ne îmbrăcăm. Bine, ok, 21 de minute. Așa, aștept. Bine, hai. Perfect. Cu cine semăn? Zi repede, ai 3 secunde. Jackie Kennedy. Ah, ok. Oh my god, parcă știa că venim. Ce zici? Îți place? La păr încă mai lucrez. Da, asta vreau să zic. La păr mai lucrez. Ah. Prieteni, vreau să vă prezint noul aeroport din Snagov. Mi-am făcut un wet look și fruntea mea are propria personalitate deja. Așa că atât s-a putut. Success, pale! Woo! Vai! Mamă, vai, 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 dar ce vreme bună de anii 60 avem! Cape hai să-mi aranjez fundița! Vede, asta se întâmplă când te pleci de căldură. Okay. Dumnezeu îți dă răcoare! Ceea ce cer, da. Deci, bă, este frică de doi stropi de apă. Pe bune, copii, pe bune! Pe bune! Mai tare, mai tare! Bine v-am găsit! Afară n-am putut să stăm pentru că a venit mare uragan peste noi și nu țanca din păcate. Așa că ne uităm la episod și ne vedeți reacțiile live. Dennis, de asta. Veniți muzica! Aici este punctul culminant al carierei mele. Știu ce urmează, știu ce urmează! De câți bărbații nevoi? Unul de măsimile. Unul jumate. Dragii mei, mi-ar fi plăcut ca alegerea șefului să o facem ca un fel de decernare de premiu afară frumos, dar să zicem mersi că mi-a puțin. Așa că eu propun să fie șeful casei cel care a respectat cel mai mult tema petrecerii și tema înghețată pe care am dat-o azi. Mi se pare corect. Eu am pe cineva în minte. Cred că putem. Așa fi că toți... eu spun să decideți da. Voi înainte să îmi dau. Votăm. Domnul, dar eu am exact ca înghețata aia pe care am mâncat-o, despre ce vorbești. Eu am roșu și nu văd nici verde. Bine, bine. Ambalajul era verde, Radu. Eu știu că am găsit-o de data asta.
Da. Da, ne cam place. Cred că în unanimitate votul este decis. Nu, colegi? Nu, e 90%, dar e ok. Hai să zicem cu toții la 3. Ok. 1, 2, 3. Alexia! Guys, să știți că o să fiu foarte drăguță cu voi mâine. Pentru că voi nu aveți inteligența emoțională să înțelegeți un gest frumos. Nu uitați, oameni buni, orice insultă este o reflecție a sinelui. Țineți minte. Trecând peste like, share, subscribe, comment, tot ce vreți voi, noi vă iubim. Și ne vedem următorul episod. Și ne vedem! Bye!